Ce doia, ce doia, o dă șoc cu celălalt ba. A patra zi de costat cu... A pat, na, uite-te cum am început, zici că am fost bahoi, mă, cu... Pentru omul meu, pentru omul meu afori, fix așa au fost. A patra zi de constat... Serios? A patra zi de postat consecutiv. Așa, bun, am stabilit o chestie. Asta e. Și să-mi bag pula, acum aveam o trompetă de aia de la voi din ofrande care făcea... Dar nu, nu mai găsesc pe... Am găsit-o ieri și m-am gândit să fac asta când începe clipa. Am zis să-mi bag pula, zic a patra zi de postat consecutiv și suflu în aia. Și am pierdut-o de ieri până azi și era pe birou. Așa că imaginați-vă că e... Aia e. Luați-mi permis să mai am încă două. Bine m-am găsit la Q&A. Să-mi bag pula. Am un mouse, da? Deci știți că eu mă chinuiam de atâția ani să mă uit acolo. După aia mi le-am pus pe telefon întrebările și am zis că bă, le citesc din telefon. Era, avansam tot mai mult. Dar până la urmă mi-am luat un mouse și le mut de aici și dau zoom și le văd. Uite cât de clar văd numele. Pădurarul. Cum se cheme Pădurarul? Întreabă Teofilul. Așa că totul bine, eu m-am întors la București, nu mai sunt Oradea. Astăzi am planuri foarte serioase, după ce termin Q&A-ul ăsta o să mă joc toată ziua până la 12 noaptea. Am niște treburi de terminat în Assassin's Creed Odyssey, am băgat vreo 100 de ore în jocul ăla și încă n-am terminat de făcut toate chestiile de pe hartă și trebuie să le fac, altfel mă roade OCD-ul. Și știți ce e cel mai rău? Să te roade OCD-ul, să ai toate achievement-urile. Și când văd că nu le am sau că achievement-uri pe care le-am putut face numai la un moment dat în poveste și am trecut peste partea aia și mă gândesc că oare trebuie să încep din nou, ori șterg jocul și încerc să nu mă mai gândesc la asta și mă duc la biserică, cred că am răcit. În momentul să nu mai dorm cu geamul deschis, ori șterg joc, ori mă chinui să le fac pe toate. Dar n-am, am atâtea jocuri pe Steam, numai vreo 13 jocuri, cred că sunt făcute toate 100%. Și e rău că mă doare capul când mă uit și văd că nu sunt toate achievement-urile acolo. Da, la mea, alții se trezesc, merg, salvează vieți la lucru, dar asta este. N-au zis nimeni că sunt om serios. Așa că prima întrebare, mai asculti manele? Să-ți bași pula în doamna măta, ăsta e marele plan. Dacă dai shuffle și după asta cântă Florin Salam. Vreau să apar al doilea în video timp de 6 secunde pe melodia lui Dan Spătaru, Drumurile noastre. Bine mă, hai, dacă tot ai cancer și mori în 6 zile de la Make-A-Wish, mâine o să vină toți Avengers și la tine era vorba aia cu astăzi îi întâlnești pe Avengers, mâine pe Stanley. Credeam că zici să lăsăm propuneri pentru sâmbăta cu Satana, dar era prea frumos ca să fie adevărat. Sincer, tu ești prea frumos ca să fie adevărat, da? Hai, gata. Te-ai gândit vreodată să faci un album instrumental la chitară, ar suna interesant, dar cred că am mai zis asta. Hai că fac acum o piesă. Piesa se numește Dă-mi inhalatorul. Vreți să o pun pe Google Play? O cumpărați dacă cumpă. Cum ar fi să o pun pe Google Play și să intre top 1? Dacă o pun pe Google Play, dați click, vă rog, mere, nu, nici măcar nu o cumpărați, nu trebuie, cred că nu trebuie să o cumperi ca să fie în top 1, nu știu. Numai dați 5 stele și comentariu, vă rog. Hai să facem asta top 1, să fie confuză toată lumea. Imaginează să fii artist, să lucrezi 6, 7 ani, 20, 30 de ani și după aia vine chestia asta în top 1. De asta epoca asta cu internetul e așa futută, că permite lucrurilor ca asta să se întâmple. Și na. Și după aia partea a doua la cântec, îi... Dacă ar fi să facem trilogie, nu mai am ce adăuga, ar trebui să pun mă Flăcările Iadului la a treia parte, dar mă rog. Vii cu mine la Rockstad, îl mai știți pe băiat, doamnelor și domnilor, Alin, omul pentru care am făcut strângerea de fonduri să meargă la Rockstad. O scris el într-un Q&A că dați-mi bani să merg la Rockstad și am făcut o strângere de fonduri și voi ați donat și o să o dus omul la Rockstad. Sper că nu implici nimic acum, sper că nu ai venit pe interes aici la Q&A. Plănuiești să-ți iei o meserie stabilă cândva în viitor sau să faci content de calitate toată viața? În primul rând, eu content de calitate. Bă, trecând pe asta glumă, eu o să continui să fac clipuri de căcat, dar nu știu, na, în caz că mă plictisesc de făcut clipuri de căcat sau muzică de căcat, trebuie să dau o țeapă de aia mare din care să trăiesc restul vieții, nu știu, ceva, trebuie să vă păcălesc cumva sau un jaf de aia, o manevră pe Rotterdam, trebuie făcut ceva ca asta. Deci, dacă mă vedeți pe la televizor, vedeți că auziți la știri că m-am împiedicat furând 16 lei din benzinărie, să nu vă mirați, da? Caută pe YouTube Tezaurul Folcloric Bacău 2007, în niciun caz, știu ce e aia, e cu Yamata Sula Suge Pula Japonia, Don Diego Cintefute Spania, da, le știu. Le știu încă de când nu trebuia să le știu. Când vine al treilea sfârșit al lumii, știu că ai manipulat timpul și ai recreat universul. Bănuiesc că mai trebuie să mai resetez în... Și așa a avut loc sfârșitul lumii precum o cunoaștem noi. Cine s-ar fi gândit că dinspre primul foc controlat înspre democrația ateniană, înspre revoluția industrială, înspre imortalitate se va ajunge aici? Stele s-au prăbușit, lumina a cedat și timpul s-a oprit. Toate astea din cauza lui Ștefan Dulgheru. Nu puteai să taci, pur și simplu. Erau odată doi frați, Ușurel și Belimei Pula. Ușurel mânca de 2 ori pe zi, Belimei Pula de 10 ori. Ușurel avea probleme cu piciorul, Belimei Pula cu gura. Când au mers la nuntă, Ușurel a mers cu poliția, Belimei Pula cu toată familia. Când au auzit povestea, Ușurel a plâns 2 zile, Belimei Pula tot anul.
cred că o să introduc un sistem nou în Q&A. O să dăm premiu pentru cel mai dăcăcat și mizer comentariu în fiecare Q&A. O să-l numesc premiu Cridiușa și astăzi tu îl iei, Răzvan Verman. Felicitări! Stai că trebuie să-ți fac design-ul. Așa, să ți-l scoți la imprimantă și să îi dai foc după aia. De ce nu te înscrii la Insula Iubirii? Eu te votez jur pe roșu. Nu știu exact ce e aia, dar sună incredibil de mizeră. E o emisiune, așa-i? N-am văzut niciun episod, nu știu. N-o să mă uit, că am încredere în vocea mea lăuntrică care îmi zice... Am zis căcare. În vocea mea lăuntrică care, apropo de Insula Iubirii, îmi zice... Dar că te uiți, mă, tabea gaz. Dar totuși... Dar că te uiți, mă, tabea butelie. Și na, asta și nu mă înscriu oricum, că nu m-ar merita nimeni. I made it kinda hard to hold on. Probably ain't standing up the interstate was probably making way to put the globe on. Păi tu te uiți la ele cântați artristarii o miezul nopții. Asta se leagă parcă cu celălalt comentariu. Și asta e a doua, cea mai rea înjurătură pe care am auzit-o până acum. Prima-i treime ai viața. Vrei să fim colegi la KFC? Bă, sincer, Mac peste KFC. Cine preferă KFC peste Mac, e perfect ok, pentru că fiecare avem preferințele noastre și să moară în cancer. M-am împiedicat de cartoanele pe care mă pun să cercez. Asta mi-aduce aminte de o poveste. Din Oradea era un cercetor sărac cu tot așa cu cartoane, cu sunt paralizat, stătea pe centru, de fiecare dată când treceam pe centru mă gândeam, vai ce bine, ce noroc am să merg, doamne, până l-am văzut într-o zi că mere cu cartonul după el să pune jos și îl întoarce și scria sunt paralizat. Și cred că toți din Oradea știți, care sunteți de vârsta mea cel puțin, nu știu dacă acum mai e acolo, dar cred că l-ați prins dacă aveți cam câți ani am eu. 690 de ani. Prea grăsuț, miros ca în fină, se întoarce e Codrin. Cap de pulă, prăvărie, se întoarce e Ilie. Stai puțin, eu de ce i-am dat dis? El nu mi-a dat. Prea grăsuț. Ba da, m-au zis că-s grăsuț, du tempo. Mereu pui asta în video, așa că când vine următorul album Bazooka? Vedeți, mă, omul ăsta s-a prins cum să apară în Q&A, mă. Alții se chinuie din 2013 și nu și-au dat seama. Nu vreau să vă dau foarte multe spoilere. S-ar putea să vină până la sfârșitul anului, sperăm. Avem, cred că, deja vreo 7 piese, deși nu v-am zis nimica despre ele, numai... Scuze, mi-a căzut pula detașabilă. Noi sperăm să-l terminăm până la sfârșitul anului. Ar fi fain că noi ne-am propus să scoatem albumul în fiecare an. Dar, na, nu știm dacă se întâmplă. Al patrulea album, al patrulea an de Bazooka. Ar fi frumos, dar vedem. Frate Codrea, când bem și noi bere? Acum am vrut să zic că iau o pauză de la alcool, dar m-am bătat aseară. Așa că m-am făcut praf înainte să vin de la Oradea. Să-mi bag pula, au venit Eco să bem într-o seară. Și mai eram cu încă doi prieteni și să mă fută Dumnezeu ce praf, ce praștie ordinară m-am făcut. Eu de obicei beau bere, beau vin, beau tequila maxim. Și s-o obișnui cu berea și cu vinul, stau până dimineață, pot să beau oricât, că stau acolo, stau. Păi noi ne-am gândit noi că ar fi bine să bem niște whisky. Atât au fost. Ultimul lucru pe care l-am auzit a fost Eco care zicea ca un Peaky Blinders, frate. Și ăla a fost ultimul lucru pe care l-am auzit, s-o stins lumina, după aia am auzit că n-am vrut să-i las să închidă barul. Cam Peaky Blind. Și m-am ridicat de la masă, am picat direct în cap, în ploaie. Au venit sora mea după mine din oraș să mă salveze, că e costul dus deja acasă, era mort, era praf. Eu eram cu încă doi prieteni, praf, m-am ridicat de la masă direct în cap. M-am dus acasă, mi s-a rupt tricoul. Și aia voiam să zic că iau o pauză, dar totuși când să bem berea aia? Mai fac greșeala de a mă uita în inbox, like să vadă Codrin. Cred că o să mai fac, deci dacă aveți ceva să-mi ziceți, lăsați-mi pe mesaje, trimiteți-mi pe pagină și s-ar putea să fac zilele astea. Și trimiteți-mi ce vreți voi. Ai auzit de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer? Cine pula mea se uită la anime? Glumesc, mă, dar am văzut vreo 7 episoade, am văzut că e destul de nou anime-ul, e fain. Îmi place orice anime care e cu bucăți, îmi pune. Eu pentru aia mă uit, de-aia îmi plăcea și One Punch Man. Numai anime-uri cu bucăți, numai de-aia că scoate sabia, face așa să rupe muntele și să mută planeta. Eu numai pentru alea mă uit. Nu-mi plac anime-urile alea, dramă și numai flashback-uri și, mă rog, oricum cam conțin toate astea, dar încerc să trec peste. Dacă e numai puțin, e ok, accept. Dar bucăți, îmi pune, de-aia, fuite un pumn să mută casa în spate, numai de-alea vreau. Bă, a fost ziua mea nouă, îmi zici la mulți ani, du-te în pul. Câte beri poți să bei când ieși la un suc? Am băut toată. Când eram, am ieșit cu Eco Busy Skip Running, cu ăștia care... La bere cu ai mei, unde pende obicei. Am avut vreo 16 halbe în seara aia de bere, deci înseamnă vreo 8 litri, foarte mult. De când s-o lăsa seara până spre dimineața aici, le-am tras de aia 8 litri, dar totuși aia vreo 4 peturi băga mea și pula în viața mea. Și de ziua mea... Am luat o gavană pe 3 zile, anul trecut, și eu cu vărul meu am fost la cumpărături, meream din mai multe părți, mă rog, și eu cu vărul meu ne-am luat alcool împreună. Și ziceam că, păi, ne ajung pe astea 3 zile 40 de bere, am cum pula mea să nu ne ajungă, băi, cam 7 bere într-o seară de gavană. Prima seară,
Când am ajuns, alea 40 de beri le-am băut cu vără, amândoi. Apoi am băut o sticlă de whisky și după aia am pus înapoi pe berile altora, că noi nu mai aveam. Deci nu știu, dar știi, o știți oricum cum e la beție, că a doua zi, după beție, găsești numai doze de alea de bere care, din care s-o băut atâta și-i scrumat pe ăsta și tu zici că ai băut berea aia, dar de fapt nu știi. Ar trebui să faci o trapă de rap. Îmi bag pula, deci m-am dus la un moment dat în Oradea, era vată pe băț. M-am dus, am stat, m-am uitat la el. Am tras aer în piept, m-am concentrat și am zis, dați-mi vă rog, vată pe bată. La un moment dat m-am pus la o terasă, a venit chelnerul, m-a întrebat ce vreau, m-am panicat și am zis, adu-mi te rog o cola și un Pepsi. Da, ești, na. Nu te-ai gândit să faci un video plin de întrebări normale, coerente, la care îți poți răspunde normal, serios, lăsând o impresie bună la final? Poate ar fi interesant să avem și întrebări normale, ce ziceți, să încercăm o dată? Și să nu-mi bat joc, să nu... Dar e foarte greu, de fapt, să nu fac asta. Și la impresii îs bun de făcut, numai nu impresii bune. O grămadă de impresie fac, dar na. Ceva targeturi pentru anul care vine? Mă bucur că arăți și tu om în sfârșit fără burta aia de bere. Stai puțin, că mai slăbesc puțin, stabilizez chilele și oricum berea nu renunț la ea. Na. Targeturi, nu-mi place să-mi fac planuri pe termen lung, adică na, am un singur plan, să dau o mare manevră, să ajung miliardar în euro până, nu știu, maximum 2 luni. Ce părere ai despre Lil Peep? Sper să mă bagi în video, că ești din 2015, futu-ți morții mătii. Cine pula mea e Lil Peep? Stai să văd. A, topitul ăsta? A, s-o topit deja? Na. Bă, nu prea pot să ascult trap. Ascult, îmi plac instrumentalele în mare parte, dar piesele deci deplorabil puțin spus majoritatea trap-ului. Subiectiv oamenii, că și eu în același timp, până că pot să-l dau exemplu bun, poți să zici de Lucas, poți să zici pula mea de Eminem, poți să zici de Tech N9ne, poți să zici de Hobson, că deși trap e ce trebuie, poți să zici de... Na, nu știu, în același timp ascult A$AP Ferg în pula aia și poate unora li se pare de căcat. Îmi place Ferg, îmi place un pic și de Rocky. Na, s-ar putea să fie ca pula pentru ăla alții, deci na, nu știu. Lil Peep n-am auzit până acum, cred că nicio piesă. Îmi place, în schimb, Lil Pump, să-l fută Dumnezeu, ce troll ordinar, bată-l Dumnezeu cu piesele alea de căcat. Mai am impresia că ăla e un mare troll, deci am văzut un clip cu Lil Pump, am pișat pe mine de râs. Stătea el, se flexa acolo cu un mare teanc, se pișa pe el, pe $100,000 sau cât o zis că a aruncat acolo pe jos. L-au filmat cum își culegea banii înapoi și punea în pungă și erau pișați bani. Deci, bă, na, nu știu, mie îmi plac trolii foarte mult, că și eu un mare troll, dar... Na, Lil Peep ăsta, nu știu, n-am auzit ce e, dar arată să-mi bag pula ca ceara scursă din pe lumânări. Cum ți s-au părut ultimii ani de facultate? Cam așa. Sau în cel mai bun caz așa. Puf, mi s-a stricat bicicleta, când îți iei alta? Bă, în afară de bere și țigări, ce te motivează să te trezești dimineața? În mare parte nimic. Și o carte pe care ai citit-o recent. Acum citesc Far Cry Absolution, m-am apucat să citesc cărți din jocuri în ultima vreme, că nu mai am chef de filozofie, nu mai am chef de eseuri, ceva. Acum numai ce cărți din jocuri citesc eu cam dată, probabil o perioadă. Asta trebuie să mă apuc de ea. The Gospel of Hip Hop de la KRS-One, care e un mare fanatic, în pula aia are 800 de pagini, nu știu când dracu o să o termin. Înainte de asta, unde dracu ești? Ah, e sub cameră, da. Manualul Wu-Tang, scris de Râza. A fost interesant, dar slab ca și carte, adică pula mea, nu nicio treabă. Dar a fost interesant să afli niște lucruri despre ei. Și aia zic, deci, serios, ceva serios, nimic momentan. După aia citesc Odyssey, mi-am luat și pe asta frumos. Eu tot îmi cumpăr cărți, dar numai nu mă apuc de ele, sau mă apuc de ele și mă apuc de altceva după aia. Ce procent din videourile tale sunt editate la beție? Ce sfaturi ai pentru cei care se apucă de facultate acum? Să-și aleagă facultatea cum trebuie, să se gândească dacă chiar vor să facă și dacă o să-i ajute în pula mea la ceva. Procentajul cred că e 20%, nu știu, nu... În mare parte, cred că numai dacă sunt cu Eco și filmăm un clip pentru el sau pentru Bazooka și ne apucăm să bem ceva sau ne apucăm mai de mult să facem asta, atunci, da... Cred că 20% la mine maxim. Nu-mi place să lucrez bat. Îmi place să filmez, după aia editez, după aia rezolv toate treburile, după aia mă fac praf. Dar na, câteodată se mai și întâmplă să mă prindă când trenule, mașină mică, unde-l duci pe Ionică? Ce facem, Codrin? Că de stat nu mai stă nimeni. Astea sunt groaznice cuvintele astea. Dacă le-aș auzi în timpul unei beții, mai cersești pe la colțuri. Bă, mai bine pe la colțuri ca mine decât pe la colțul gurii ca măta. Asta nu-i piesă pentru voi, dar îi piesă pentru unii. Le zâmbim, îi salutăm și le-o dăm în colțul gurii. Sau poate era mai bine așa. Bă, mai bine pe la colțuri ca mine decât pe la colțul gurii ca măta. I made it kinda hard to hold on. Probably ain't stayed enough, the interstate was probably making way to put the globe on. Na,
nu știu, care e popor cu mai multe, sunt două variante. Dacă apar în video, demisionez de la locul de muncă. Păi și cine mai adună gunoaiele de pe stradă? Le zâmbim, îi salutăm și le-o dăm în colțul gurii. Să poate era mai bine așa. Păi și cine mai adună gunoaiele de pe stradă? I made it kinda hard to hold on. Na, nu știu care, alegeți voi. La câte concerte paraziți ai fost? Care râdeam cu eco că la atâtea concerte am fost la paraziți. Că noi știm deja playlist de concert pe de rost și noi știm și haiurile lui Chelu și noi am mai ascultat acasă, noi știam din toate piesele unde strigă Chelu. Te-ai gândit să te apuci de zidit bani? Nu, dar m-am gândit să mă apuc de zinedit zidani. Ce da, oameni. Asta e, vă știți ce am visat aseară? Am visat că am bătut 5 oameni la Dota care după aia s-au dovedit a fi zei. Și s-au enervat zei pe mine și au zis că o să caute toate dimensiunile până mă găsesc și o să fiu pedepsit pentru eternitate. S-a auzit o gornă din cer și îmi spunea părând pedepsele mele. Nu mai știu care au fost, dar între una era că o zis că ăia 5 zei o să-mi întoarcă pielea invers pe mine. Și-au trimis un câine gigantic și îmi zice nu știu cine era lângă mine și zic că ce e aia? Și m-am uitat pe geam. Eram undeva la mare, nu știu că vedeam marea și era un câine uriaș care venea așa până apă, gen uriaș, cum să vă zic, câteva sute de metri avea, era gigantic și mă miroseam, mă căuta pe mine, era câinele trimis de zi aia care merea se pare până dimensiuni și mă căuta și erau bărci și elicoptere în jurul câinelui, erau autoritățile care îl păzeau, au zis oamenii că mă predau să mă ducă la zei să mă pedepsească, că era prea periculos câinele și furia zeilor pentru lumea noastră, așa că s-au putut descotorosi de mine și mă gândeam, mă, să-mi bag pula aia, este? Dar și până la urmă m-or prins, m-or dus sus și-au fost foarte dubios, m-or trimis zei în ceva dimensiune în care toată lumea era un labirint continuu și toată lumea trebuia să fugă în continuu, că erau tot felul de creaturi care îți rupeau mâinile, erau creaturi de alea deformate, musculoase, care te rupeau așa în două, un fel de Attack on Titan, nu știu ce era acolo, dar era groaznic și toată lumea fugea în toate părțile și m-am fugeam și eu pe acolo și mă apăram. La un moment dat am fost foarte dubios, țin minte cum m-am trezit râzând, că așa au fost. Era o creatură care în loc de picioare avea mâini și în loc de mâini avea mâini, adică înțelegeți, da? Era corpul, capul și mâini și mâini și loc de picioare. Și creatura aia tot venea așa în toate părțile și eu eram obosit deja. Am zis, na, bine, hai odată, rupe-mă în două, omoară-mă. Și el s-a oprit așa dintr-o dată și a zis, dar nu, eu spus mă de formă aici, numai ca să speriu, că eu nu pot face nimica. Și a făcut așa, nie, pula mea, am început să râd în vis și m-am trezit în realitate. Aia e, asta e în capul meu. Da, oameni, deci... Băga mea aș pula, trebuie să editez clipul ăsta. Zicea, voiam să zic că mă pun să mă joc. Futu-s Dumnezeu. Deci nu uitați de ritual, e a patra zi de postat consecutiv. Lăsați ce comentarii vreți, numai cu hashtag 4 la final. Să vedem până unde mă duc. Probabil mâine nu mai pun deja. Nu știu, hai să vedem. Oare se ajunge la hashtag 5? O să vedem împreună. V-am pupat. Sper că v-a plăcut și această incursiune în mintea bolnavă a Codrinului. Și ne vedem desigur data viitoare. Mă, să fie hashtag 5 sau nu mai. Baftă celor de sub mine că sunt un direct picaș. Cred că-i bun whisky-ul ăsta că-i deja sub ambalaj. Mă uit în buzunar, nici cel mai mic semn de avere. În cazul ăsta adă-mi te rog încă două beri și o bere. Baftă celor de sub mine că sunt un...